avem un nou copil în familie. Oameni buni, nu știu cum sunteți voi cu obiectele pe care le dețineți. Aici mă refer de la obiectele micuțe, care nu costă chiar atât de mult, până la cele mai scumpe, în care o să includ telefonul, calculatorul sau poate chiar mașina dacă aveți. Și ce vreau să spun prin acest lucru? Ei bine, dacă dăm timpul puțin înapoi, în anul 2018, mai precis în decembrie 2018, mi-am făcut primul meu calculator de streaming în adevăratul sens al cuvântului, pe care o cheamă Rosie. Și în acest calculator, strângând bani de la majoratul meu care avusese loc în octombrie, am reușit să pun o placă video 2070 Ti. Placă care, până astăzi, 11 martie 2023, moment în care filmez acest clip, a fost alături de mine în tot acest timp. Ei, și acum să nu mă înțelegeți greșit, că placa asta video a fost absolut genială, doar că din păcate au venit generații noi și pentru calitatea și jocurile pe care le jucăm pe streamuri, adesea mai trebuie să vină și un upgrade odată la câțiva ani, în cazul de față. Așa că astăzi a intrat în familia noastră această placă video Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Ei, și până să ajungem la procesul de unboxing și montarea noii plăci, vreau să facem un ultim test pe calculatorul meu Rosie pe placa video 2070 Ti pe care o avem acum în ea și să avem o ultimă amintire, mai cu nostalgie. Nu vine să cred că o să fac această schimbare, pentru că eu țin foarte mult, după cum am încercat să spun în intro, la toate obiectele pe care le am și ca să vă dați seama, pentru că spusesem de telefon, în viața mea nu mi-am spart telefonul și nu cred că a fost din pur noroc, ci pentru că și sunt destul de atentă cu lucrurile mele, ca și cu această placă. Bun, o să intrăm în Spider-Man și vreau să testăm puțin la capacitate maximă tot ceea ce oferă 2070-ul în prezent și mai apoi să facem comparația cu 4070-ul pe care l-avem aici în partea stângă. Așa că hai să-i dăm drumul la bătaie pentru că vrem să și montăm bestiuța asta cât mai repede posibil. Ok, gata cu nostalgia, să trecem la treabă. Dacă vă place acest clip, nu uitați de butonul de like și de cel de subscribe pentru că mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Ca o paranteză, am ales jocul Spider-Man pentru că este un joc pe care l-am jucat până în prezent. După cum puteți vedea, am 52% din main story complet și pot să-mi dau mai ușor seama după ce o să facem upgrade-ul de diferențele care probabil, mai ales pentru mine, vor fi destul de sesizabile. În momentul de față am făcut setările la maxim pentru placa mea video actuală și am încercat să o forțez cât mai mult posibil pentru a ne da seama de diferențe mai apoi și avem o dată. Pe parte de display, aici am pus DLSS Super Resolution, Quality la Upscale și cam asta este totul pe partea aceasta, pentru că, din păcate, nu putem beneficia de tehnologia DLSS Frame Generation-ul, care, după cum puteți observa, este pe off, asta pentru că nu avem o placă GeForce din seria 40. Momentan vom avea mai apoi, dar placa mea video 2070Ti-ul este mult prea bătrânică și lăsată în spate ca și generație și nu poate să ne ajute. Practic, tehnologia DLSS ce face este să randeze totul mult mai bine în jurul tău și să îți crească FPS-urile în momentul în care te joci. Practic, să ai o experiență mult mai bună pe parte de performanță. Iar la grafici, după cum se vede, avem totul pe very high, high unde a fost maximum și avem on-on la absolut tot. Am zis să-l fie full focus, să ardă placa la final, dacă totuși este un ultim test pe ea, glumesc desigur. Deci am pus toate graficile la maxim, iar totodată avem și ray tracing-ul on și o să vă arăt diferența între ray tracing on și ray tracing off. Ce face ray tracing-ul? E bine, îți aduce realitatea noastră de zi cu zi pe care o trăim în jocuri. Și aici mă refer la umbre și la reflexii, ceea ce este șocant unde s-a ajuns din punctul meu de vedere și acum am găsit o clădire de sticlă pe care ne aflăm aici cu domnul Spider-Man și dacă vă uitați în această clădire, bine, ni s-a activat o misiune între timp, dar nu o băgați în seamă că se învârte în jurul nostru o mașină. Dacă vă uitați în această clădire, guys, puteți observa apa, copacii care sunt acolo. Practic o reflexie totalmente reală pe care am putea să o observăm în viața de zi cu zi și pentru că suntem în această poziție, o să și scoatem de data aceasta ray tracing-ul ca să facem o diferență între ele, să vedem diferența. Ok. Asta este tot. Nu se mai mișcă nimic. Avem doar apa, copacii au dispărut aproape complet, chiar nu se mai văd deloc în clădire.
Deci nu mai este aceeași magie care se întâmpla mai devreme, ea e tot acolo, dar sub o altă formă și dacă punem înapoi ray tracing-ul, ia uitați. Și tu te miști și ea se mișcă după tine și se bav. Dacă ne uităm din partea stângă, vedem și mai multe magazine care se află acolo, adică practic un depozitul, îl vedem și dacă ne ducem în partea dreaptă, în reflexia din cel de-al doilea geam, vedem un alt depozit care e cel de acolo. Inclusiv oamenii, uitați oamenii jos! Oamenii de jos de pe stradă îi vezi din această perspectivă, deci este la următorul nivel toată experiența și practic trăiești realitatea virtuală. Și haideți să ne plimbăm puțin. Încă o paranteză, am instalat în partea stângă MSI Afterburner, un program care să ne prezinte FPS-urile în momentul acesta, minimum pe care l-am avut, maxim și media per total în timpul jocului, pentru a putea să comparăm mult mai ușor performanțele între cele două plăci. Nu este neapărat o zonă chiar atât de aglomerată, o să ne întoarcem înapoi și o să facem acest bulevard odată din această perspectivă cu 2070, avem 55 de FPS-uri, am avut 61 aproximativ media, trebuie ținut cont totuși că și filmez cu OBS în momentul de față. Poate, fără din ce am observat eu, mai mi se adaugă 15-20 de FPS-uri. Și haideți să mergem puțin și prin mulțime. Okay. Deci tot cam 60 au fost. Da, spuneam mai devreme doar că nu am prins pe cameră că eu, din păcate, nu am controlul la mine și mă joc de pe tastatură, lucru pe care nu știu să-l fac și chiar citise mai devreme că nu știam nici măcar swing să-mi dau de pe tastatură. Dar e ok, am vrut doar să văd cam în cât rămâne. Deci avem o medie de 60 de FPS-uri, ceea ce e foarte drăguț. Și o să vedem diferența imediat cum punem 4070-ul în funcțiune. Vom rămâne tot pe această clădire pentru a face comparațiile. Revenim cu... urmează acum unboxing-ul și montarea. În prima parte a cutiei avem extra fenul pe care îl poți atașa plăcii în cazul în care ai nevoie de răcire mai mare. În partea din dreapta avem piciorușele de susținere pentru a putea să montăm placa, căci este una destul de măricică care are nevoie de un extra suport și de asemenea alimentarea. Și în cea de-a doua parte, după cum arată în momentul de față cutia, avem un ghid pentru extra fen, un ghid pentru montarea plăcii în sine și frumusețea cea mare. Oh, eu mai cred că mă așteptam. Avem 3 fenuri, cele din laterală sunt de 92, al cel principal de 102, iar în plus, față de placa pe care eu am în momentul de față, vom avea o performanță cu aproximativ 120% mai mare. Pe lângă acest lucru, GPU este de la KFA. Vrei să faci schimb de locuri? Am avut mici probleme pentru că am o carcasă destul de mică și a trebuit să dăm suportul de la vechea placă video jos și să o montăm pe aceasta, din păcate, pe invers momentan. Nu putem să nimic de păr la nave. Fără a beneficia de tehnologia DLSS 3, în momentul de față o avem pe off, avem aproximativ 100 de FPS-uri în momentul în care mergem prin oraș. Probabil vor mai scădea la 70, 80, toată lumea trage după noi, în regulă. Iar dacă ar fi să activăm tehnologia DLSS acum, on, apply, ok,
Deja vorbim despre o întreagă altă performanță. Avem 145 de FPS-uri, 150, ba chiar am ajuns până la un 200 la un moment dat. Am zis că o să facem același bulevard. Avem 150 de FPS-uri, deci practic ne-au crescut FPS-urile cu aproximativ 100. Și din nou țin a vă menționa că trebuie să punem preț pe faptul că eu înregistrez în momentul de față, deci s-ar mai adăuga încă 20-30 de FPS-uri la performanța actuală din prezent. Este o diferență imensă, părerea mea. Dar ce este clar e că avem FPS-uri și suntem și într-o misiune în momentul de față și ne apar 120.000 de lucruri din ce puteți observa. Deci, performanță există pe deplin. Și pe înțelesul tuturor, practic dacă ai o placă video Nvidia GeForce RTX din seria 40, poți beneficia de această tehnologie DLSS 3, care își generează un boost mai mare de FPS-uri, de putere de randare a jocului și există o gamă foarte largă de jocuri pe care le puteți accesa având această funcție și o să las aici o listă cu toate dintre ele. Dintre aceste titluri, favoritele mele sunt Cyberpunk, Dying Light 2, Hitman 3, Hogwarts Legacy și, desigur, Spider-Man Remastered. După cum ați putut observa și în cazul meu, FPS-urile s-au aproape triplat, putem spune. De la 50-60 de FPS-uri am ajuns la 155-170 media. Dar, în plus, vreau să vă spun că eu am testat jocul puțin și de-aia nu am avut o surpriză de mare, pentru că eram curioasă dacă totul merge bine. L-am testat puțin și în momentul în care am montat direct placa, pentru că voiam să mă asigur că toate driverele sunt up-to-date și fără a avea filmarea pornită, ele cresc undeva la 180-200, chiar în mod constant. Am avut momente în care am avut pic de 250, motiv necunoscut. Cred că acum totuși au scăzut un pic mai mult pentru că intrasem în destul de multe misiuni și încerca jocul să ne atragă din nou, nu doar să ne plimbăm, ci să și facem ceva. Dar ați înțeles ideea, ce asta e cel mai important, pentru că tehnologia a ajuns la următorul nivel, așa că nu vă mai țin să vă discut atâtea de multe lucruri cu voi. Mă duc să mă joc, aveți grijă de voi și distracție plăcută, să fiți cei mai șmecheri și cât mai multe win-uri pentru toată lumea. Ciao!